Da, Dumnezeu, ce să plătești? Domnul, am găsit pe domnul acesta leșinat aici pe jos, adică mi-a zis domnul acesta că este ceva în regulă, că l-a leșinat aici. Și mai este încă un tip. Păi aici nu l-ai văzut, așa l-ai găsit sau? Adică eu așa l-am găsit, mă, chema băiatul ăsta. Ăsta roșu, așa l-ai văzut pe băiatul ăsta aici? Era leșinat sau? Era leșinat, da, da. Când am venit pe aici, i-am văzut leșinat. Haideți, domnule, că vă ajut dacă e să se faceți un CPR ceva. I-am făcut, am făcut de la primul ajutor. Domnul polițist. Spuneți. Am și eu rugăminte să veniți cu mașina după mine, dacă vă rog. Am înțeles, dar propun să-l cesc pe domnul acesta la spital, că noi chemă colegul. Chemați. Domnule, vă rog, dacă puteți să stați aici pe colegul, haide, te rog, după mine aici lângă poliția. Acum, acum. Dacă te rog frumos. Nu mă pot acum, că acum am ieșit de pe loc, sunt deja. Am înțeles. Hai că te duc eu pe la spital, că okay, colegul, stai să-ți deschid. Hai, te rog în spate. Hai, domnul. Acum, domnule, acum. Nu, stai să mă duc să închei repede. Ah, descrie că puteți să intrați aici. Da, domnul polițist, îl puteți ține gen? Știți? Zic că îl puteți ține, da. Nu mai e nevoie. Haideți, domnul. Cum intri la dreapta, mă duc să mă schimb, ok? Da. Bun. La dreapta, la dreapta. Ai ce să luam pentru pacienti. Să pun aici pe pat? Da, eu zic că da. Bun, bun. Fii atent. Te pui acolo pe pat și o să iau cu mai repede niște acte. Ok, domnule. Poți să testezi și experiența asta? Bun. La ușile vieții. No, îmi puteți spune cum vă cheam? Laurențiu Popescu, domnule. Laurențiu Popescu, ok. În vârstă de? 25 ani. 25. Bun, poți să-mi zici ce s-a întâmplat? Am o activitate imediat. Ah, bine. Treceam strada de miști și o încep o durere de cap și pic pe jos. Atâta mai îmi amintesc. Am înțeles. Păi și... Nu te-a lovit nimeni? Ce s-a întâmplat? Nu, am leșinat acolo. Atâta mi-am amintesc, că m-a dat un durere de cap și am leșinat. Ok, bun. Și de când te n-am mâncat? De 10 minute. 20. Mhm, ok. Nu, e bun. Fii atent. Poți să te ții pe picioare? Da, pot. Bun, ok. Hai după mine, dacă te rog. Vezi că o să trebuiască să mergem până la etajul 4, din păcate lift nu prea mai avem. Ok. Și da, am zis că nu avem ce face. Oricum acolo avem 4 în alta, stai un pic să verific dacă merge liftul. Da, domnul, haideți aici și la etajul 4, dacă vă rog. 4 și am dat la 10. Ole, pe ăla. Hai mă, gă... Bun, domnul. Puteți să veniți după mine? Ok. Hai să vă rog frumos aici. Cu ce vă pot servi? Puteți să-mi spuneți? O apă. Ok, bun. Dar ți-a zis ce să mai mănânci un sandwich ceva, eu știu. Da, mi-este cam foame. Mm-hmm.
Bun, domnule. Fii atent. Asta nu se costă nimic. Poftim. Bun. Mâncare. Ți-a să faci un sandwich. Ce zice? Da. Place sau? Da, îmi place. Revin. Ok. Bun. Ok. Să luăm salam, roșia. Bun. De aici. Băi, de oare smântână îi place? Ia muștar. Ok. Păi de vodka. Merea. Aolo, pe unde? Ce mai pe aici, domnul, că nu știu bine. Bun. Aha. Domnul, poftim sandwich-ul. Doriți puțin, că nu... Vă rog frumos să mâncați. Mulțumesc. Aha, bine-o, cu plăcere. Băi, unde dracu te-ai dus, mă? Fii atent, dacă te vei... A, gata, acum dacă te vei simți rău, hai că te mergem până la parteră acum. Ok. Mergem până la parteră, stai că am greșit locul. Uite aici, domn. Da, bună, da. Uitați, subiect în roșu, aleșinea dintr-o dată, nu știu și... Da, înțeles, nu mâncați. Haideți, domnul, după mine și puneți-vă acolo pe spate. Bă, dar nu vă văd, domn. Dar... A, da. Bun, te rog frumos, domnul fără bluză aici și pacientul celălalt dincolo. Bun, domnul, vă rog frumos, așteptați. Ce-a fi străcit? Acolo, la cantină. Ce-a fi străcit? M-am pus în față. Bun. Deci, spune cum te cheamă. Stai un pic. Mi-am uitat asta de notat. Da. Hai că... Bun, domnul meu, cum te cheamă? Buxiu Giuseppe, mă numesc, domnule. Domnule, domnul care a venit cu mine la spital aici, a dat, am făcut accident cu el și am dat cu capul în volan rău de tot și mi-am cam pierdut conștiința pentru câteva momente. Cum am auzit mai bine că am avut noroc că a fost un domn medic aproape, mi-a dat un paracetamol, dar tot a zis că vin aici la dumneavoastră. Mm-hmm. Păi, nu, bun, din ce localitate ești sau? De aici, din Los Santos. Ok, bun, în vârstă de? Ce spui? Spun câți ani ai. A, câți ani am? Mm-hmm. 31. 31, mulțumite. Numele părinților, în caz de se întâmplă ceva? Numele părinților? Mm-hmm. Ileana Giuseppe și Gigel Giuseppe. Bun. Domnul de acolo, fără bluză, dacă mă auziți? Da. După ce ați mâncat, acum să spuneți cum bă, asta, de-aia v-am întins acolo. În caz de ceva. Bun, mai exact, poți să spui încă o dată ce s-a întâmplat? Deci eu ieșeam din parcare regulamentar, cum trebuie. Și domnul care era cu un Logan. Și cum ar veni, eu dădeam cu spatele. Și el venea cu viteză, și eu când dădând cu spatele, na, vă dați seama, a fost, impactul a fost aproape dublu, că na, el venise, eu dădeam cu spatele, el venea și m-a dat cu capul de volan și aia am fost, mi-am pierdut conștiința, a venit un domn medic, mi-a dat cu apă pe față, mi-a dat un paracetamol că era să-mi cadă capul și cam atâta. Acum mă simt puțin mai bine, într-adevăr, dar tot mi-am zis să vin la dumneavoastră. Fii atent. Da, controlul ăsta-l facem imediat. Te rog frumos să vii după mine. Hai, te rog. Sper să nu greșească ușile, că e așa de mare pe aici, de... nici noi nu știm de noi. Bun, mergem acolo în fază și îți vom face control, ok? Gen, de câte ne-ai mai mâncat? Am mâncat. Chiar azi am mâncat. Nu ia să pune-te acolo pe orice pat dorești, da? Mamă, să moară băieții mei ce e aici. Aha. Îți dă și năsla, ca să mă urmăresc. Să mă pun, dacă... Bun. Fii atent, trebuie frumos să-ți dai cămașa și vesta jos. Mă rog, că vesta... Deci mă mai pun aici sau nu? Da, pune-te acolo, nu mă dă-ți jos. Pune-te în fund. Aha.
Că o să fost să fac o verificare și la cap, și la plământ, și la tot. Bine. Hai domnul, știu că se poate. Vă rog frumos să vă dați și vestea jos. Dar nu mi-am dat-o? Nu, nu. Nu mi-am dat-o. Nu mă vezi tu, mă rămas. Stai. Ia. Stai, ce dracu. Hai mă, dă-o jos. Așa. Bă, într-o frumos să te urci acolo, să te pui cu un fund. Gogoț, cum ar fi. Stai bine acolo. Nice. Bun. Dacă nimerit. Nimerit. Să te pui pe fund, în fund. Ok, vete, vezi că procedeul ăsta va dura în jur de un minut. În care... Eu trebuie să respir adânc, nu? Da. Și la un moment dat să nu mai respiri. Să încerc să nu mai respiri timp de 2-3 secunde, știi? Da, domnule. Bun. Hai, începem. 3, 2, 1, hai! Te rog frumos să nu mai respir timp de 2-3 secunde. Ok, gata. Da, la plămân n-ai nimic. Stai să verificăm picioarele. Stai să iau ciocanul. Aoleu. Da, nu dau tare, stai liniștit. Bun, fii atent, o să dau acolo la genunchi, da, la amândoi. Testați reflexele corect. Da, da. Și wow. După o să urmeze la cap. Bun. Cum adică? O să vezi tu. Ok. Ok, bun. Hai. Vezi că dau. 3, 2, 1. Ah! Bun, hai la celălalt. Ok. 3, 2, 1 și hai. Vezi că le dai în mine. Bun, te rog frumos să te ridici și hai după mine. Te rog, da, te poți îmbrăca, nu... Da? Ok, stai să iau hainele de pe față aici. Bine, normal și acolo puteam să fac, numai că... Ok, și aici puteam să fac, mă rog, dincolo, numai că am zis că pe aici e cel mai bine. Ok. Hai să mă duc să fac treaba. Da, la radiografie normal trebuie să mă duc, dar mai e greu, am uitat pe unde. Nu-i problemă. Avem și aici. Bine, avem mai multe. Știi cum să pune ăla din armată? Nu. Pe așa, cu guț, mă rog, pe genunchi. Pe coate, nu. Scuze. Nu, a, da, gata. Nu, bun, așa să te pui, acolo pe masă, știi? Poate. Mm-hmm. Așa, 80. Ia. Suntem ruși un pic. Oh, așa. E bine și așa, na. Ce ai, zic? Ai. Ok, fii atent. O să-ți verific capul. Și da. Vedem, vezi că nu, un pic de masaj o să-ți facă mai mult. Da. Ok. Bun. Nu văd nimic, o lovitură așa mai, sau un cucui. Poate pe mâine vei avea. Dar acum nu mai e caz de problema. Fii atent, te poți ridica și să vii după mine. O să-ți curiu doar un paracetamol. În caz de te va dura capul. Uh-huh. Hai, specie. La mine arată doar cum se deschid ușile, e foarte creepy. Da, ce zic? Fantome. Fantome? Asta se așa. Lucrezi undeva? Da. Unde? Livrator de... am fost livrator. Ok. Bun, sunt pești, da, te înțeleg. Haide pe aici înapoi, la birou aici.
aici crezi Da, da, așteaptă, așteaptă un pic. Să iau hârtiile. Bun. Ok, deci eu îți voi scrie un paracetamol și dorești o pungă? O punguliță? Da, eventual. Ah, asta a apărut. Ok, trebuie să plătești 400 de lei, că e pe bucată. Și spitalizarea, nu, da, da. Nu trebuie. Spitalizarea, ce că ți-a făcut niște analize, numai nu. Bun, nu poftim pe parcelul, să-l luați cu apă, ca să vă cam dore capul așa. V-am dat 500 și pentru... E 450, bine, nu te-am întrebat de carton sau de plastic, de care dorește? Ce de care doresc? Pungă? Pungă. Pungă de carton? Da, da, e 10 lei bucata și de carton e... Mă rog, de plastic e 10 lei bucata și de carton e 50. Da. Pungă de carton? Nu contează de unde țin, de plastic și trec. Ah, bine atunci. Stai că-ți vă dau eu înapoi... Ce las bunuță. Cum că am păstă? Nu, nu, vedeți că mi-ați dat foarte mulți bani. Nu contează, domnule, pentru ce faceți aici, să vezi pentru fiecare... Stai că am eu tăi tădiu. 1, 4, 4, 1, 4, 4. Acum să-mi dați mai 1000. Timp, domnul, v-am dat banii înapoi, nu am nevoie. Bun, luați acolo bănuții și punga. Bun, o zi frumoasă. Mulțumesc, frate. Am zis că trebuie să mă ocup de om. Da, da, da. Bun, domnul, cum vă simțiți? Domnul, mă simt mai bine. Am bun atunci. Numai atâta, n-ai nicio bluză pe tine sau? Nu, nu, atâta. Ok. Bun, atunci mergem la parter. Lucrezi undeva? Okay. Da, pizza, dar nu știu de unde să cumpăr pizza. Fii atent, hai după mine, hai la parter. Ok, acum. Bun, domnul, hai după mine. Gata. Da, nu trebuie să stai acasă. Ce trebuie să faci doar să te hidratezi, să mănânci. Nu mai am mai multe fructe, poți să iei și una dacă e. Și... Da, îți urez sporul. Dacă vrei, cheamă un taxi și să te ducă până la pizzerie. Nu, nu, e un prieten pe aici, dar nu știu unde. S-a pierdut pe aici. Totuși, nu știu de unde să cumpăr pizza, că n-am nevoie. Ai mașină. Ok. Zic că ai mașină, sau? Da, o Dacia, dar merge încet. Am înțeles. Nu că am vrut să întreb dacă ai în Dacia aia GPS. A, da, am. E mai... Nu, ai mașină. Ai mașină că te duc eu. Ok, vă mulțumesc mult. N-ai pentru ce, hai. Vezi că merge un pic mai repede. Fii atent, vezi că asta trebuie să înveți. Bun? Da. Că totuși trebuie să știi de unde să plei, na. Am înțeles. Uite-te de aici, de la restaurantul ăsta. Italian. De Bun, domnule. Zi frumoasă. La fel. Fel.